Consiliul Județean Suceava ar putea aproba o hotărâre pentru susținerea înființării unei regiuni administrative Bucovina, formate din județele Suceava, Botoșani și eventual Neamț. Proiectul de hotărâre a fost inițiat de cei 15 consilieri județeni ai Partidului Democrat Liberal și va fi discutat în ședința ordinară de vineri 19 iulie. Democrat Liberalii susțin că actualul proiect de regionalizare, care presupune păstrarea regiunilor de dezvoltare, nu va duce la dezvoltarea județului Suceava și nici nu va îmbunătăți serviciile administrative oferite locuitorilor județului. Actuala regiune de dezvoltare nord-est a fost și a rămas cea mai săracă regiune a țării și a Uniunii Europene. În aceste condiții, menținerea unei asemenea structuri administrative, care s-a dovedit ineficientă în ceea ce privește dezvoltarea, ni se pare total neavenită. Se arată în apelul propus spre a fi aprobat de Consiliul Județean. Consilierii PDL propun înființarea două regiuni în zona Moldovei, dintre care una să se numească Bucovina și să includă județele Suceava și Botoșani și eventual și județul Neamț. Argumentele pentru regiunea Bucovina sunt de ordin administrativ, economic, istoric și cultural. O asemenea regiune ar avea un milion și jumătate de locuitori, deci s-ar încadra perfect în standardele Uniunii Europene și ar permite o dezvoltare armonioasă a zonei de nord a Moldovei. Ar fi o structură administrativă funcțională, distanțele dintre centru și localitățile regiunii fiind acceptabile, ceea ce ar permite o bună cunoaștere a problemelor tuturor localităților și intervenția rapidă pentru rezolvarea lor. Resursele naturale și forța de muncă ar putea fi valorificate mai bine pentru dezvoltarea regiunii. Turismul, care este bine reprezentat în economia Bucovinei, ar avea șanse noi de dezvoltare. Tradițiile mai bine păstrate și mai respectate în această zonă a Bucovinei, mentalitățile oamenilor, dau și ele un contur aparte a acestei regiuni. O viață culturală destul de efervescentă, cu o universitate Ștefan cel Mare la Suceava, în plină dezvoltare, teatru de renume la Botoșani, o mass media dezvoltată, revise culturale cunoscute și recunoscute în întreaga țară, numeroase puncte de atracție pentru turismul cultural, numeroase manifestări culturale, fac din regiunea Bucovinei o zonă aparte pe harta țării. Iată de ce vom susține cu toate mijloacele de care dispunem în fața autorităților publice centrale, în orice dezbatere, în dialogul cu organizații și instituții românești și străine, înființarea regiunii administrative Bucovina. Se arată în apelul propus de consilierii județeni PDL. În schimb, secretarul județului Suceava, Constantin Pașcu, a dat aviz negativ pentru proiectul de hotărâre, arătând că o astfel de decizie nu ține de competența Consiliului Județean. Constantin Pașcu a mai arătat în raportul de specialitate că nu va contrasemna hotărârea în cazul în care apelul propus de consilierii PDL va fi însușit de plenul Consiliului Județean Suceava.